Aș vrea să citim din Cuvântul lui Dumnezeu, 2 Corinteni, capitolul 10. Citim până la capitolul 11, versetul 15. Eu, Pavel, vă rog, prin blândețea și bunătatea lui Hristos, eu cel smerit când sunt de față în mijlocul vostru și plin de îndrăzneală împotriva voastră când sunt departe, vă rog dar să nu mă faceți ca atunci când voi fi de față să alerg cu hotărâre la îndrăzneala aceea pe care am de gând să o întrebuințez împotriva unora care își închipuie că noi suntem mânați de firea pământească. Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu, ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Îndată ce se va săvârși ascultarea aceasta din partea voastră, suntem gata să pedepsim orice neascultare. La înfățișare vă uitați. Dacă cineva crede că este al lui Hristos, să aibă în vedere că după cum El este al lui Hristos, tot așa suntem și noi. Și chiar dacă m-aș lăuda ceva mai mult cu stăpânirea pe care mi-a dat-o Domnul pentru zidirea voastră, iar nu pentru dărâmarea voastră, tot nu mi-ar fi rușine. Zic așa ca să nu se pară că vreau să vă înfricoșez prin epistolele mele. De fapt, zic ei, epistolele lui sunt cu greutate și pline de putere, dar când este de față, el însuși este moale și cuvântul lui nu are nicio greutate. Și ne judecă așa să fie încredințat că așa cum suntem în vorbă în epistolele noastre când nu suntem de față, tot așa vom fi și în faptă când vom fi de față. Negreșit, n-avem îndrăzneala să ne punem alături sau în rândul unora din aceia care se laudă singuri. Dar ei, prin faptul că se măsoară cu ei înșiși și se pun alături ei cu ei înșiși, sunt fără pricepere. Noi însă nu ne lăudăm dincolo de măsura noastră, ci în măsura marginilor pe care le-a însemnat Dumnezeu câmpului nostru ca să ajungem până la voi. Nu ne întindem prea mult, ca și când n-am fi ajuns până la voi, căci în adevăr până la voi am ajuns în Evanghelia lui Hristos. Nu ne lăudăm peste măsura noastră, adică nu ne lăudăm cu ostenerile altuia, ci avem nădejdea că dacă credința voastră crește, va crește și câmpul nostru de lucru între voi, nespus de mult după măsura noastră. Așa că vom putea propovădui Evanghelia și în ținuturile care sunt dincolo de al vostru, fără să intrăm în câmpul de lucru al altuia, ca să nu ne lăudăm cu lucrări făcute de-a gata. Ci oricine se laudă, să se laude în Domnul. Pentru că nu cine se laudă singur va fi primit ceea ce la pe care Domnul îl laudă. O, de a-ți putea suferi puțin tică nebunie din partea mea, ei, haide, suferiți-mă! Că sunt gelos de voi, cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Dar mă tem ca după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. În adevăr, dacă vine cineva să vă propovedească un alt Iisus pe care noi nu l-am propovedit, sau dacă este vorba să primiți un alt Duh pe care nu l-ați primit, sau o altă Evanghelie pe care n-ați primit-o, of, cum îl îngăduiți de bine! Dar socotesc că nici eu nu sunt cu nimic mai prejos de apostolii aceștia nespus de aleși. Chiar dacă sunt un necioplit în vorbire, nu sunt însă și în cunoștință și am arătat lucrul acesta printre voi în tot felul și în toate privințele. Sau am făcut un păcat când m-am smerit pe mine însumi ca să fiți înălțați voi și v-am vestit fără plată Evanghelia lui Dumnezeu? Am despuiat alte biserici primind de la ele o plată ca să vă pot sluji vouă? Și când eram la voi și m-am găsit în nevoie, n-am fost sarcină nimănui, căci de nevoile mele au îngrijit frații care veniseră din Macedonia. În toate m-am ferit și mă voi feri să vă îngreuiesc cu ceva. Pe adevărul lui Hristos care este în mine, nimeni nu-mi va răpi această pricină de laudă în ținuturile Ahaiei. Pentru ce? Pentru că nu vă iubesc, știe Dumnezeu, dar lucrez și voi lucra astfel. Pentru ca să tai orice prilej celor ce caută un prilej, ca să poată fi găsiți deopotrivă cu mine în lucrurile cu care se laudă. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători care se prefac în apostolii lui Hristos și nu este de mirare că și chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar dacă și slujitorii lui se prefac în slujitorii ai neprihănirii, sfârșitul lor va fi după faptele lor. Amin. Am meditat săptămâna trecută la acest cuvânt care este aici în versetul 7
a fi al lui Hristos, dacă cineva crede că este al lui Hristos. Această expresie este în multe locuri în Noul Testament și în Vechiul Testament. A fi al Domnului, a fi al Lui, are de-a face cu ceea ce era în vechime, slavagismul, când cineva avea rob și robul nu se intitula, n-avea nume și prenume. În Roma antică, cetățenii aveau 3 nume și ca și la noi are nume și prenume, în Rusia așa cum au 3 nume, au nume, prenume și patronim, adică este numit și după numele tatălui, de exemplu, eu aș fi fost Simeonovici. Tot așa era în Roma antică. Dar robii aveau doar un singur nume, care de multe ori era, nici nu era nume, era un număr. Secundus, al doilea, terțiu, al treilea, Octavian. Numele de Octavian înseamnă al optele. Și robul lui Cutare. Asta era numele unui sclav. Și cu acest titlu înjositor se intitulează, își începe Pavel scrisorile. Pavel, rob al lui Iisus Hristos. Deci expresia aceasta venea din partea unui sclav. Nu era un lucru rar ca sclavii să știe să citească și era chiar, de multe ori erau situații când sclavii știau să citească și stăpânii nu. Și erau folosiți sclavi ca scribi, pentru că era un lucru greu să-ți pregătești umeltele și așa mai departe. În sfârșit, Pavel, rob al lui Iisus Hristos. A fi al lui Hristos înseamnă a fi rob al lui Hristos. A fi proprietatea lui Hristos sau atunci când mergea la război, un stăpân pleca cu robii lui să fie ostașa lui Hristos, să fie în armata lui Hristos. În oricare din situații, nu faci ce vrei. Faci ce-ți spune stăpânul. Nu ai timpul tău, nu ai plăcerile tale, nu ai libertatea ta. Dacă ești al lui Hristos, Hristos îți spune ce să faci, de la El aștepți plată. Dacă ești al lui Hristos, Hristos te laudă, Hristos te ceartă și nu te interesează că dușmanul lui Hristos te va lăuda și el dacă faci împotriva lui Hristos. Și nu asculți decât de Hristos. Aceasta înseamnă a fi al lui Hristos. Acum Pavel se pune pe el însuși ca și model, ca și pildă, și fost model. Domnul Iisus l-a prezentat lui Anania că este un vas ales și el se prezintă pe sine ca un vas, ca o pildă celor ce vor crede. Și viața lui plină de necazuri și de respingeri și de persecuții este un model pentru noi. Pentru că și viața Domnului Iisus a fost plină de necazuri și de persecuții și viața prorocilor a fost plină de aceste necazuri și cine nu vede aceste lucruri în Biblie nu citește bine Biblia. Cine vede în Biblie un mod de viață în care să fii și cu lumea și cu Dumnezeu, înseamnă că nu a citit unde trebuie. Cine crede că a fi creștin este o religie care va face lumea asta mai bună, înseamnă că merge pe partea stângă a drumului, dar el zice că merge înainte. Vedeți, nu se poate. Sunt oameni care caută compromisul. Știți ce înseamnă compromis? Când toate mașinile merg pe dreapta și care vin în sens opus merg pe stânga, tu să zici, măi, e prea mare, hai să nu fim chiar așa de intransigent, hai să mergem pe mijloc. Și în fiecare zi se dau la știri oameni care merg pe mijlocul drumului. Și merg 5 minute sau 1 minut sau foarte puțin și nu se poate să mergi pe mijlocul drumului. A fi creștin înseamnă să mergi după Hristos. A fi al lui Hristos. Acum, vreau să detaliez un pic evenimentele din Corint. Pentru ca să înțelegem ce făcea apostolul Pavel la Corint. În primul rând, Pavel la Corint zice că făcea următorul lucru. Faptele apostolilor 18:1. Știm povestea când Dumnezeu i s-a arătat lui Pavel într-o vedenie în timp ce era la Troa, în Asia Mică, în Turcia de astăzi. Și i-a apărut un om îmbrăcat ca un macedonian și a zis, trece în Macedonia și ajută-ne. Ce înțelegeam? Că Domnul ne cheamă să vestim Evanghelia. S-a urcat în corabie, a trecut la Samotrace, care e o insulă lângă Tarsus, pe urmă a trecut la Neapoli, pe urmă a ajuns la Filipii. Acolo știm ce s-a întâmplat cu
închisoarea cu Lidia, cu tremurul de pământ, cu botezarea temnicerului și cu scandalul care s-a făcut cu ghicitoarea din Filipii și cu alungarea lor din oraș. Au stat puțin. Te-ai putea gândi în mintea lui Pavel și a lui Sila și a lui Timotei și a oamenilor cu care era ce, și a Luca, se pare că a fost cu ei. Ce a fost atunci? Ce și-o fi zis? Măi, Domnul ne cheamă să nu cum am visat noi greșit. Domnul ne cheamă să vestim Evanghelia și uite cum ne primesc ăștia, ne alungă. Și a plecat la Amfipoli, a plecat la Apolonia și a ajuns la Tesalonic. Acolo nu a stat decât vreo 3 săptămâni și au fost alungați cu mare violență din Tesalonic. Foarte mare violență. Și au fugit la Berea. Acolo au fost primiți bine pentru foarte scurt timp, tot câteva săptămâni, și la Berea au venit aia din Tesalonic. Au auzit, băi, Pavel ăsta s-a dus la Berea și acolo se pare că are succes. Hai să-i stricăm cuibul și acolo. Și au venit iudeii după el la Berea, care e aproape de noi aici în munți, cum intri din Bulgaria, în Grecia, e foarte aproape Berea. Și de acolo au fugit în Atena, unde au stat ce-o stat și din Atena au ajuns la Corint. Nu au stat mult nici în Atena. Și ce după aceea Pavel a plecat din Atena și s-a dus la Corint. Acolo a găsit pe un iudeu numit Acvila de neam din Pont, venit de curând din Italia cu nevastă sa Priscila, deoarece Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma. A venit la ei. Un iudeu. Iudeu la iudeu s-a dus. Claudiu era împărat la Roma. Și fiindcă avea același meșteșug, a rămas la ei și lucrau. Meseria lor era facerea corturilor. De ce lucra? Pentru că nu avea din ce să trăiască. Nu cerea bani și avea nevoie să câștige. Și mai lucra și din alt motiv. În toate v-am dat o pildă, se explică în altă parte. În toate v-am dat o pildă să călcați pe urmele mele. Vedeți că am muncit cu mâinile mele, nu am cerut. Citim mai departe. Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat și îndupleca pe iudei și pe greci. 6 zile lucra, o zi vorbea la sinagogă. La sinagogă mergeau și greci, adică prozeliți, temători de Dumnezeu, că zice aici despre un temător de Dumnezeu, nici măcar prozelit era. Mergea, dar nu făcuse tăierea împrejur. Când au venit Sila și Timotei din Macedonia, Pavel s-a dedat în totul propovedirii și dovedea iudeilor că Iisus este Hristosul, adică 7 zile din 7. Care a fost diferența? Când au venit Sila și Timotei din Macedonia, i-au adus ceva bani. Pentru că zice aici la 2 Corinteni, capitolul 11, am despuiat alte biserici primind de la ele o plată ca să vă pot sluji vouă. Și când eram la voi și m-am găsit în nevoie, n-am fost sarcină nimănui, căci de nevoile mele au îngrijit frații când veniseră din Macedonia. În toate m-am ferit și mă voi feri să vă îngrăuiesc cu ceva. Cu alte cuvinte, i-au adus bani de unde? Și dacă citim epistola către Filipeni, știm și de unde. Vă scriu filipenilor că nimeni n-a fost în părtășie cu mine în privința dării și a primit decât voi. Deci singurii care i-au trimis bani, probabil Lidia, care era comerciantă de purpură, și alții care aveau putere financiară, i-au trimis bani, dar alții nu. Veniseră frații din Macedonia. Aici arată cine? Sila și Timotei. Pentru că l-au trimis pe mare, dar ei n-au plecat din Berea. Și probabil, sau fiind toți la Filipii, 150 de kilometri, au primit ajutoare și au trimis lui Pavel. A făcut lucrul acesta, deci când au venit Sila și Timotei, Pavel s-a dedat în totul propovăduirii. Fiindcă iudeii se împotriveau și îl batjocoreau, Pavel și-a scuturat hainele și le-a zis: sângele vostru să cadă asupra capului vostru. Fapte 18:6. Eu sunt curat. De acum încolo mă voi duce la neamuri. Pavel a făcut exact ce a spus Domnul Iisus. Să mergeți prima dată la oile pierdute ale casei lui Israel. Și în toate locurile s-a dus prima dată la evrei. Și din toate locurile evrei l-au alungat. Cum l-au alungat și pe Domnul Iisus. Și după ce a plecat de la evrei, a plecat la neamuri. După ce evrei l-au alungat, a plecat la neamuri. Și după ce a ieșit de acolo, de unde? Din sinagogă. A intrat în casa unui om temător de Dumnezeu numit Iust, a cărui casă era vecină cu sinagoga. Nu mai era iudeu, era grec. Toate epistolele către Corinteni au în vedere un mesaj
trimis unor iudei și unor greci, dar spre deosebire de epistola către Efeseni, unde zice noi și voi, noi iudeii, voi grecii, sau voi păgânii, la Corinteni, într-un singur loc, zice, când erați păgâni, sigur se referă la greci, și într-alt loc zice, părinții noștri au trecut prin nord și prin mare, sigur se referă la iudei. În adunarea din Corint erau și iudei și greci, dar poți să citești toate epistolele, amândouă, și nu vei vedea că se adresează separat unor iudei sau unor greci. Pentru că ei fuseseră făcuți una în Domnul Iisus Hristos și identitatea lor nu era, mă, tu ești iudeu, mă, tu ești grec, păi poate tu ești barbar, poate ești cit. Citi erau ruși. Erau și atunci citi. Citii sunt strămoșii rușilor. I-am zis la un frate venit din Rusia că scrie de ruși în Biblie. Unde scrie de ruși în Biblie? Nici barbar, nici cit. Eu cred că și de român scrie că barbarii erau tracii. La tracii le spuneau barbari, strămoșii noștri. Acum, nu scrie în Scriptură că erau evrei din ce sinagogă venit, a izbăviților, a cirenienilor, a alexandrinilor. Iudei. Dar dacă nici măcar nu amintește diferența între iudei și greci, ce să amintească diferența dintre iudei? Cu alte cuvinte, a fi al lui Hristos este o identitate nouă. Și cuvântul lui Dumnezeu pune această identitate pe copiii lui Dumnezeu. Cei ce sunt ai lui, creștina asta înseamnă, ai lui Hristos. Cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit patim, firea pământească cu patimile și cu poftele. Dacă ne-am făcut însoțitori al lui Hristos, dacă căutăm, sunt foarte multe locuri în care apare expresia ai lui Hristos, ai lui Mesia. Cei ce sunt ai lui Mesia, cei ce sunt ai unsului, pentru că Hristos nu este un nume propriu, cum este Ioan sau Mircea sau Dan sau așa. Hristos este o calitate. Așa cum mai zice primarul, puțin spus, președintele și tot puțin spus, împăratul împăraților, dacă am înțelege că e împăratul ăla veșnic, împăratul veșnicilor, ăla e Hristos, unsul lui Dumnezeu, profețit în vechime, arătat în persoana Domnului Iisus și care va veni în slavă. Noi când zicem Iisus Hristos, identificăm pe Iisus acela răstignit în Iudeea și care a predicat prin Galileea. Îl identificăm pe acel om smerit, om care a fost prigonit de iudei, cu Hristosul cumpărat împăraților. Asta e o nebunie, zice. Dar noi predicăm pe Hristos, Mesia cel răstignit. Pe Mesia e Mesia, nu e răstignit. Pentru iudei, pentru neamuri e o nebunie. Pentru iudei e o pricină de potignire. Nu le vine să crea. Deci așa ceva nu le intră în cap. Asta nu mai credem. Asta să spui la altul, nu mie. Pricina asta de potignire există în fiecare om. Dacă te duci până în fundul gândului lui, îi găsești bolovanul în care se împiedică. Dă în ăla ca și când ai cu mașina în stâlp. Nu, de acolo nu mai mergi. Așa e mintea omului făcută. Și noi suntem chemați să fim robi al lui Hristos. Acelui pe care nu-l poate primi nimeni. Știi mai departe. A intrat în casa unui om temător de Dumnezeu numit Iust. Cu alte cuvinte, măi, renunți tu la sinagogă? Era fruntaș al sinagogii acolo. Erau oameni de bază. Tu erai iudeu, ei iudei, bine primit, n-aveai treabă. Ți-o cauți, Pavele, n-ai minte. Dar Crist, fruntașul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Și mulți dintre corinteni care au zis pe Pavel, au crezut și ei și au fost botezați. Și au crezut. Ce dovedea? Pentru că vorbea. Și dovedea că Iisus este Hristosul. Cine a crezut că Iisus este Hristosul? E născut din Dumnezeu. Noaptea Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie, apare iarăși Domnul de la Troa. Nu te teme, ci vorbește și nu tăcea. M-am gândit mult săptămâna asta la cuvântul ăsta. Vorbește și nu tăcea. Dracu, așa ar vrea să ne închidă gura. Poți vesti cuvântul fără vorbe. Asta e Evanghelia dracului. Să nu spui nimic. Să fii. Lasă cu vorbele că sunt așa de mulți. Tu să fii creștin la locul tău de muncă, așa ne spuneam comunist, pentru că nu le convenea că pocăiții vorbeau cu oamenii și îi lămureau și nu știu ce. Și așa s-a născut o evanghelie a oamenilor muți. Hai la biserică. Intră în prezența Domnului. Astea sunt teorii mincinoase. Cuvântul lui Dumnezeu, dacă l-ar putea vesti îngerii, l-ar fi vestit, dar nici măcar îngerii n-au voie.
Tu, Pavel, vorbește și nu tăcea. Tu, omule al lui Dumnezeu, vorbește și nu tăcea, pentru că Dumnezeu este cuvânt și Dumnezeu se explică. De tăcut tac florile, de tăcut tac crinii, tac albinele, tac tace soarele, tot fără sunet care să fie auzit, așa spune. Își duc, nu se aud norii pe cer, nu se aude soarele pe cer, nu se aud astea florile când înfloresc, frunza când crește, nu se aud. Dar noi creștinii trebuie să vorbim, pentru că Dumnezeu este cuvânt și trebuie să lămurim pentru cine sunt toate și pentru ce sunt toate. Căci eu sunt cu tine. Nu te teme, ci vorbește și nu tăcea. Și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate. Acest text a fost luat de calviniști și au zis, uite, vezi, Dumnezeu avea un număr dinainte scris de oameni ai lui în această cetate. Eu cred cu tărie că se referă la iudeii care trebuiau să creadă din Corint. Și într-adevăr, în epistola către Corinteni, cum am spus, zice, părinții noștri, toți au trecut prin nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare. Cu alte cuvinte, era o mare parte din adunarea din Corint, erau iudei. De la iudei a plecat cuvântul lui Dumnezeu. Avea mult popor în această cetate, se referă la iudei. Ceilalți au fost împietriți. Și dacă ne uităm, au pus mâna pe Sosten, fruntașul sinagogii, un alt, apare Crisp, un fruntaș al sinagogii, și apare și fratele Sosten, care mai târziu a fost tovarăș de călătorie și chiar a fost autor al unei epistole, fratele Sosten din Corint, un iudeu. Deci au pus mâna toți pe Sosten, fruntașul sinagogii, și îl băteau înaintea scaunului de judecată fără ca lui Galion să-i pese. Am vorbit dățile trecute despre Galion, care a fost fratele lui Seneca și care a fost exact în perioada aceea trimis de Dumnezeu ca să-l protejeze pe Pavel. Eu cred cu tărie că de aceea l-a trimis Dumnezeu pe acest om luminat, pe Galion, că altfel, dacă n-ar fi fost un om înțelept și bogat, ar fi fost corupt de iudei, ca să îl alunge pe Pavel de acolo. Dar a fost un om incoruptibil și a fost un om care a fost trimis de Dumnezeu special, că Dumnezeu i-a zis așa lui Pavel: nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Vorbește! De două ori zice, nu te teme, ci vorbește și nu tăcea. Nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate. Și nouă astăzi, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, vorbește, explică, lămurește, nu tăcea. Dumnezeu ne ține pe pământ ca să vorbim și să lămurim cuvântul Său. Aici a rămas un an și 6 luni și învăța printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu. Acum, cât privește faptul că, mi-am notat în mai multe locuri, noi suntem ai Lui, trebuie să facem slujba Lui și slujba pe care a făcut-o Domnul Iisus, cât a umblat printre oameni, a fost că le vorbea lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Marea majoritate a oamenilor nu așteaptă necazul cel mare. Așa cum înainte de potop, nimeni nu se aștepta la potop. Înainte de nimicirea Sodomei, nimeni nu se aștepta la nimicirea Sodomei. Dar noi care știm planul lui Dumnezeu, Noe care l-a știut, și Lot, care l-a știut, știu că, vorba poetului, și, dar până atunci semne mari, puterne, închipuite se vor ivi cu tremurând privirile îngrozite. Și tot acei ce n-au primit credința mântuirii, primi vor crezul blestemat al ulei și a pirii. Noi știm că urmează mânia lui Dumnezeu să se arate. Dar înainte de acest lucru, în Tit 2:14, zice, El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curețe un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Am câteodată, când am timp, săptămâna trecută am avut o săptămână cu o defecțiune foarte urâtă la firmă, care n-am găsit-o, și am avut puțin timp de meditat, dar când răstimpuri, când am, așa m-am gândit la cuvântul acesta lui David, mă gândesc adânc la cuvântul tău. Și pur și simplu îmi fac așa un pic de liniște în jur, mă duc într-un loc unde să fiu numai eu, să nu discut cu nimeni, să nu... Telefonul nu prea sună, că nu-mi dau numărul, dar stau și să mă gândesc adânc. Și m-am gândit adânc la cuvântul acesta. Un popor care să fie al lui, deci nu numai un om care să fie al lui, și să-și curățească un norod care să fie al lui. Norod înseamnă mai mult, un popor înseamnă mai mult decât individ. A fi al lui Hristos,
Nu este o chestiune de apartenență la o comunitate care la rândul ei să fie a lui Hristos. Pentru că această apartenență poate fi deturnată. Ăsta e cuvântul care e cel mai bun cuvânt. O comunitate poate fi deturnată. A fi a lui Hristos este o cercetare de sine personală. Dar toți cei ce sunt a lui Hristos formează un orod, formează un popor. Și acest popor este fix așa de risipit pe fața pământului, cum au fost timp de 2000 de ani evrei și cum sunt încă și astăzi. Un popor care să fie al lui. Și caracteristicile acestui popor nu se văd la prima vedere. Sunt mulți care în mod fals se pretind și mulți care, ca și la judecată, va zice, când te-am văzut noi? Sunt și nu au această conștiență că sunt poporul lui Dumnezeu. Dar a fi al lui Hristos, ce sunt niște semne? Ce sunt al lui Hristos? Și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și cu poftele ei. Eu vreau să închei și să spun că starea noastră de copii al lui Dumnezeu se identifică cu apartenența la Stăpânul, la Mesia, la Hristos, care va veni. Să așteptăm din ceruri. A fi al lui Hristos, zice, să fiți ca niște oameni care așteaptă pe Stăpânul lor să se întoarcă. Starea de așteptare. Stăpânul, niște oameni care au rămas singuri acasă. Când pisica nu e acasă, șoarece joacă pe masă, așa se zice. Și foarte mare parte din creștinătate așa se poartă. Ca și fără stăpân. Dar să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă. Și fiecare, când aștepți, zice, fiecare să fie credincios. Când vine stăpânul înapoi, măi, ai făcut ce ți-am zis? Unde te găsesc? Ce faci tu când vin eu înapoi? Să fii găsit în lucrul încredințat ție. Asta înseamnă a fi al lui Hristos. Că poate ai făcut un sindicat în via lui Hristos și te simți bine și poate că mergi și faci reclamație comună, că nu faci. Cine știe câte feluri de a se comporta au oamenii față de stăpânii de pe pământ sau față de șefii sau față de autoritățile de pe pământ. Dar față de autoritatea cerească, de autoritatea celui care va veni, noi avem detalii peste detalii cum trebuie să ne purtăm pe când va veni Domnul Iisus. Și un verset din Vechiul Testament. Dar pentru voi care vă temeți de numele meu, va lăsări soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub aripile lui. Veți ieși și veți sări ca viței din grajd. Pentru cine? Pentru voi. Versetul 17 din Maleahi 2-3. Ei vor fi ai mei, zice Domnul. Îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul lui care îi slujește. Ei vor fi ai mei. Cu gândul acesta aș vrea să rămânem. Și cu această întrebare și cu această cercetare. Ai cui vrem noi să fim? Inima noastră. Ai vrem să fim ai Domnului? Suntem ai Domnului? Există două variante. Nici nu știu care e mai rea. Una din ele să fie al tău, să nu fie al Domnului. Zice, voi nu mai sunteți ai voștri, pentru că nu mai ești tu stăpânul tău. Este Hristos stăpânul tău. Și este o variantă, nici nu știu, tot la fel de rea, poate chiar mai rea. Zice, voi ați fost cumpărați cu un preț, să nu vă faceți robi oamenilor. Să nu fie al tău, să fie al altuia. Și pericolul la Corinteni este să intre, să iasă de sub autoritatea stăpânului Hristos și să intre sub autoritatea mea. Ei vor doar ca să le slujiți lor. Spune aici despre apostolii mincinoși care de aceea se poartă ei. De aceea vor să fiți tăiați împrejur. Numai ca să la Galateni le zice. Numai ca se poată lăuda ei cu trupul vostru. Numai să vă poată bifa că sunteți, faceți parte sau sunteți de acolo. Săptămâna trecută mi s-a stricat o coasă și am mers la service și în curtea unde era servisul aici în zona Plevnei văd un verset mare, dar nu era verset mare, era o invitație, un banner mare, o biserică unde ești așteptat să devii membru. Și era chiar în curtea firmei, pe o hală acolo, așa, cu o curte mare. Am ieșit de la service, m-am îndepărtat puțin cu mașina, am scos telefonul și am făcut poză la că să țin minte, că nu mai țin minte, bine.
Să țin minte că era și un site, să intru pe site, să văd ce este acolo. Și în timp ce eu făceam poză, mă uitam în sus, că era sus pe clădire, din clădire eu n-am observat, ieșiseră doi, nu știu, nu m-o fi cunoscut, dar m-au salutat foarte cordial. Și am răspuns la salut și am plecat. Ei se așteptau, probabil, că veneau spre mine, se așteptau să dau geamul jos sau să ăsta și nu am reacționat. Dar era clar că eram așteptat. Oricine era primit acolo. A fi așa este un lucru, pentru că oferta e foarte mare. Dar a fi al lui Hristos este ceea ce este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă ești al lui Hristos, nu mai ești al oamenilor. Nu se poate nimeni lăuda cu trupul tău. Nu te mai înscrii nu știu unde, în stânga și în dreapta. Cum spunea fratele Moldovean, nu te înscrii acolo și acolo. Nu te duci să faci parte din nu știu ce. Poți să mergi în vizită, dar nu te înscrii. Să se laude cineva cu trupul tău. A fi al lui Hristos e mai mult decât să nu te înscrii. A fi al lui Hristos e să-L prețuiești pe Domnul Iisus Hristos ca stăpân. Cuvântul Lui, voia Lui și așteptarea Lui. Gândul acesta, când voi învia, ce surprize voi. În felul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăție. Mi se va zice, bine slugă bună. Ai fost credincios în puține lucruri. Acesta ar trebui să fie stresul nostru și dorința inimii noastre și dragostea noastră, nu de a plăcea, eu știu, cui din jurul nostru, care, bineînțeles, că ne va critica sau ne va lăuda, ci mai rău, ci de a plăcea celui care a vestit cuvântul lui Dumnezeu și a fost răstignit și omorât și batjocorit pentru asta. Amin.